Scrisoarea lui Dumnezeu de dragoste pentru tine. Copilul meu, poate tu nu mă cunoști, dar eu știu totul despre tine. Știu când stai jos și când te ridici și cunosc toate activitățile tale. Îți cunosc până și numărul pirelor de păr. Ai fost creat după chipul meu. În mine ai viață, în mine ai mișcarea, în mine ai ființa, tu ești al meu. Înainte să fi fost întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Te-am ales mai înainte de întemeierea lumii. Nu ești rodul unei greșeli, căci toate zilele vieții tale au fost scrise în cartea mea. Eu am hotărât chiar în ziua nașterii tale și locul unde vei trăi. Ești o poptură așa de minunată. Eu te-am țesut în pântecele mamei tale și te-am sprijinit în ziua nașterii tale. Am fost înțeles greșit de cei care nu mă cunosc, dar nu sunt nepăsător, nici supărat, ci sunt dragostea desăvârșită și dorința mea este să revărs această iubire asupra ta, doar pentru faptul că tu ești copilul meu și eu sunt tatăl tău. Eu îți dăruiesc mai mult decât ți-ar putea dărui vreodată tatăl tău pământesc, pentru că eu sunt tatăl desăvârșit. Orice lucru bun pe care îl primești vine din mâna mea, pentru că eu sunt cel care îți poartă de grijă în toate nevoile tale. Din totdeauna am gândit pentru tine un viitor plin de speranță, pentru că te iubesc cu o dragoste veșnică. Mă gândesc la tine tot atât de multe ori câte boabe de nisip sunt pe malul mării și sunt plin de bucurie de dragul tău. Nu voi înceta niciodată să-ți fac bine, căci tu ești comoara mea neprețuită. Eu tânjesc din toată inima mea și din tot sufletul meu să-ți fac bine și îți voi arăta lucruri minunate și misterioase. Dacă mă vei căuta cu toată inima, mă vei găsi. Desfătarea ta să fie în mine și eu îți voi da tot ce îți dorește inima, căci eu am fost cel ce a trezit în tine aceste dorințe. Pot să fac pentru tine mai mult decât îți poți tu închipui vreodată, pentru că eu pot să te mângâi cu adevărat. Eu sunt și tatăl care te încurajează în toate greutățile tale. Când inima ți-e zdrobită, sunt aproape de tine. Așa cum un păstor își poartă miei pe brațe, așa te port și eu, aproape de inima mea. Într-o zi, eu voi șterge pentru totdeauna toate lacrimile din ochii tăi și voi lua de la tine toată suferința pe care ai îndurat-o pe acest pământ. Eu sunt tatăl tău și te iubesc la fel de mult cum l-am iubit pe fiul meu, Iisus, pentru că în Iisus ți-am descoperit dragostea mea pentru tine. El este întru totul asemenea mie.
El a venit ca să-ți arate clar că eu sunt de partea ta și nu împotriva ta. Să-ți spună că eu nu mai țin socoteala păcatelor tale. Iisus a murit ca tu și cu mine să putem fi împăcați. Moartea lui a fost dovada supremă a iubirii mele pentru tine. Am renunțat la tot ce am iubit ca să câștig dragostea ta. Dacă primești darul Fiului meu, Iisus, mă primești pe mine și nimic nu te va mai despărți vreodată de dragostea mea. Vino acasă și vei avea parte de cea mai mare sărbătoare pe care a văzut-o cerul. Am fost întotdeauna Tatăl și voi fi mereu Tatăl. Întrebarea mea este: vrei tu să fii copilul meu? Te aștept. Cu drag, Tatăl tău, Dumnezeul cel atotputernic.